Vineri 30 ianuarie, e momentul să facem bilanțul săptămânii a știrilor, a informației. Dan Vasiliu, bună ziua din nou. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bine ne-ai regăsit. Sănătos, voinic? Clas. Trece, așteptăm weekendul cu drag. Da. Ne uităm puțin la dorința de a ne fi mai bine, pentru că asta există în fiecare dintre noi. Tine pe hârtie prima, nu? Da, da, da. Sunt numai câteva, că au fost multe săptămâna asta a fost bine. Știri, așa, și le-am selectat eu ca să... Mulțumesc foarte mult. Nu știu, vedem la sfârșit dacă mulțumesc. Să vedem dacă dorința ta de a ne fi mai bine coincide cu dorința mea de a ne fi mai bine sau cu a domnului Mihail Florea, că e dorința lui de a fi mai bine. Așa că hai să vedem informația, da, și pe urmă să ne întoarcem imediat. La peste două luni de la alegerile prezidențiale, politicienii implicați în campania electorală, de o parte sau alta a baricadei politice, încearcă să analizeze rezultatele votului. Mihail Florea, membru al biroului politic al PSD Roman, susține că rezultatul trebuie acceptat așa cum este el și că toți cetățenii care au votat și politicienii care au făcut campania electorală sunt în așteptarea acelui mai bine pentru toată lumea. Au fost niște alegeri, spunem noi, democrații, atât timp cât n-au fost contestate. Făceam o paralelă acum cu ce s-a întâmplat în Grecia și alegerile din România. Ați văzut că în Grecia, după duminică, au fost alegeri și luni deja a fost instalat primul ministru. La noi a durat un pic. Ce să vă spun? Trăim într-o țară democrată, oamenii au votat. Mie mi se pare, e un pic o anormalitate, dacă e să fim corecți, ca între turul 1 și turul 2 să se răstoarne 10%. Dar asta înseamnă că a existat o anumită mobilizare a cetățenilor. Eu vreau să fiu corect cu dumneavoastră. E ușor să mergi la vot, să spui o speranță în ceva. Din punctul meu de vedere, mă interesează, pentru că sunt un om care am rămas în țara asta și oamenii aia din diasporă trăiesc în alte medii, ei au venit, au dat un vot și acum așteaptă să se vadă ce se întâmplă. Dar tot noi aici trebuie să facem ceva ca să se întâmple, să se întâmple ceva ca să ne fie mai bine. Deși nu-și explică diferența de voturi dintre principalii candidați la fotoliul de la Cotroceni, Klaus Iohannis și Victor Ponta, unul dintre cei mai activi membri ai biroului politic al PSD Roman analizează retrospectiv evoluția votului din noiembrie. Dar la experiența mea politică, vreau să vă spun că mie mi se pare că asta a fost doar un pretext. Fără să jignim absolut pe nimeni, de ce oamenii ăștia din diaspora n-au venit și la celelalte alegeri? Adică cineva, nu știu, eu nu pot să-mi explic, dar cineva a acționat în așa fel încât i-a ridicat pe oamenii ăștia. Cum să vă spun, și-au venit, cred că marea lor majoritate au venit la modul cinstit să voteze pentru o speranță. Pentru o speranță și împotriva un vot de blam clasei politice. Bine, dacă nu clasei politice, un vot de blam lui Victor Ponta și PSD-ul, dacă e să fim corecți până la capăt. Pentru că fără se discuta pe postul de televiziune, oameni în jur de 30-35 de ani care la Revoluție sau evenimentele din 89 aveau o vârstă foarte mică și poate din povești știu ce a însemnat comunismul, dumneavoastră și eu care avem o vârstă și am parcurs etapa comunismului, am trăit în etapa comunismului, am lucrat în etapa comunismului, putem să spunem acum și să analizăm la ceea ce se întâmplă acum și ceea ce s-a întâmplat, că nu tot ce a fost, din punctul meu de vedere, nu tot ce a fost în comunism a fost greșit. Una peste alta, spune politicianul, rezultatul votului din noiembrie a fost un vot de blam dat de alegătorii partidului pe care îl reprezintă și trebuie privit ca o lecție politică. Politicianul susține că România ar trebui să se uite bine la ceea ce se întâmplă în lumea democratică, unde statele sunt îngrijorate de falimentul băncilor și nu se gândesc câtuși de puțin la falimentul cetățeanului. Ar fi bine ca oamenii ăștia care ne conduc să ia cei mai buni din fiecare, pentru că, vedeți, noastră, ni se spune că vrem să mergem spre o societate capitalistă în care, din punct de vedere al proiectelor și al programelor, piața reglează totul. Haideți să vedem că în America, unde ni se prezintă democrația autentică, când a fost criza financiară din 2008, piața n-a reglat totul. Și statul a fost cel care a intervenit atunci și a salvat banca. Banca centrală care a dat faliment. Vedem ce se întâmplă în zilele noastre.
cu oamenii care, cu Francu Elvețian și cu băncile, și sunt păreri împărțite. Vine guvernatorul Băncii Naționale și spune că, dom'le, nu statul trebuie să intervină și iarăși piața trebuie să regleze, pentru că dacă statul ar interveni și s-ar face o conversie, să zicem, la cursul de atunci, băncile ar da faliment. Dar nimeni nu se gândește la cetățenii ăștia care dau faliment. Politicienii ar trebui, în opinia lui Mihail Florea, să se gândească în primul rând la mai binele cetățeanului, pentru că acesta este scopul pentru care au intrat în politică, dar acest lucru nu se poate face decât făcând politici pentru cetățeni și nu pentru politicieni. O analiză în urma alegerilor prezidențiale, acum la două luni, deci la rece, la da, s-a terminat după ce a trecut focul puternic, vorbește domnul Mihail... Bun, unui PSD-ist. Nu-i pedist? Mihail Florea, pe acolo știam. În fine. Membru al biroului politic PSD Roman. Da, da, știu, nu știu treaba. Dar inițial el a fost pedist? Da. S-a schimbat. Da, nu vorbim de Mihail Florea aici, vorbim de dorința de a ne fi mai bine. Dorința de a ne fi mai bine, deci care o spun politicienii pentru noi, nu? Deci, din punctul lor de vedere, ei se sacrifică pentru această țărișoară, pentru noi muritorii de rând, așa, nici nu ne dăm seama cât de mult se zbat ei pentru a ne fi nouă mai bine. Îmi place că la un moment dat apare aici, scuze-mă că te întrerup, votul din noiembrie a fost un vot de blam dat de alegători partidului pe care îl reprezintă și trebuie privit ca o lecție politică. Spunea Claudia Matei într-una din emisiuni că votul din noiembrie nu a fost un vot pro-Iohannis, cât a fost un vot anti-Ponta. Clar. Deci nu pot să contrazic afirmația aceasta că a fost un vot anti-Ponta. De obicei, din 90 până acum, în anumite etape ale istoriei noastre din ultimul sfert de veac, s-a votat anti ceea ce reprezintă Iliescu. Păi și asta vreau să ajung aici. Da, dar Iliescu, imaginea unui partid? Da, clar. În fine, ne aducem aminte că 28-29 ianuarie 1990, prima mineriadă, nu? Da. Și alte lucruri. Dar ceea ce vreau să spun, că din punctul meu de vedere, consider că de data aceasta s-a dat startul unui alt fel de om politic. Deci, pentru că din întâmplare, că a venit Iohannis, unii zic Mutală, unii zic nu știu ce. Dom'le, haideți să analizăm pas cu pas, e prea puțin timp ca să vedem ca într-o lună de zile, pas cu, da, expresia lui. Deci, ușor, calm, fără balcanismul nostru specific, de pe malul Dâmboviței, de pe malul Moldovei, a Gorjului și a Oltului și așa mai departe. Deci, puțină liniște, fără atac la persoană, în interviul televizat care a fost când? Săptămâna asta a lui Iohannis? Săptămâna asta. Sau săptămâna trecută, nu mai contează, pentru că săptămâna asta a mai avut câteva intervenții și de asta nu mai rețin exact. Chestia că, deci, se ia ușor și se va transmite treaba aceasta și către politicieni. Nu numai prin Iohannis, nu va reuși singur să facă nimic, dar, ținând conști de acțiunea DNA-ului, da, care începe să asaneze și să, cum să spun, să confirme ceea ce noi, prostimea, vedeam cu ochiul liber, că săracul deputat, săracul om de politic, așa, își făcea concediile în niște locuri exotice, care nu și le-ar fi permis, chit că avea salariu de deputat, de senator. Deci în spate erau alte treburi. Deci nu poți să-mi spui mie că ți-ai construit o casă de 100.000 de euro când, dacă mă duc și întreb cât costă lemnul, mă rog, de avere la un moment dat. Ce vreau să spun la declarația de avere? Că casa
pe declarația de avere 100.000 de euro. Că atât a câștigat în anul respectiv legal. Da. Casa a costat un milion de... Dacă iei la pași, la mărunți, la bani mărunți, nu ies banii ăștia, pentru că un kil de lemne, o tonă de cărămidă, lucrarea în sine... El asta spune, că domnule, e o căsuță de 100.000 de euro și nu vorbesc de o casă foarte mare. Ea a costat de fapt un milion. Niște dotări, nu mai ai cum să le demonstrezi și asta. După aceea vin concediile, vin mașinile scumpe. Fine, te uiți, mulți bugetari au niște mașini care, cum să spun, salarul lor pe 4 luni ar însemna impozitul pentru acea mașină. Și vii și te întrebi iarăși ce s-a întâmplat. Soțul sau soția are o afacere privată. De acolo vin banii. Nu, eu aici muncesc săracul de mine. Să spui ceva, începe să spui ceva despre noul politician. Va fi sita aceasta a selectării noului politician se va vedea în 2016. Da. Când o să vedem cine mai vine să candideze, ce va vrea să facă. Dacă sunt adevărate, numai o secundă, e adevărat că pentru a ajunge deputat trebuia să cotizezi cu o sumă de, pentru a ajunge ministru să cotizezi cu o sumă de? Nu e adevărat, nu a spus nimeni treaba asta. Nu dovedit încă asta instanța. Sunt detalii pe care noi nu avem de unde să le știm. Nu avem de unde să le știm, pentru că nici cel care a dat, nici cel care a luat... Bineînțeles, nu, nimeni nu vrea să știe. Nu vrea să-și taie creanga sub picioare. Rămâne de văzut dacă papucii pe care îi va lăsa Iohannis, presupunând că va pierde după mandatul ăsta, vor fi greu de umplut sau ușor de umplut? Adică dacă va fi un președinte atât de bun încât următorul să fie măcar la fel de bun ca el sau nu. Deci, dacă oamenii vor gândi rațional, și clar, deci să se facă treabă, să se facă schimbările. Deci dacă în 2016 o să fie un parlament mai micuț, mai harnic, așa, în 2019 tot Iohannis va ieși. Dar ține de deciziile pe care le va lua de acum înainte. Asta e chestia. El discută și își explică asta. După limbajul de lemn al lui Iliescu, după manelistul Băsescu. El este altceva. Da, este mai în clasă. Și acum trebuie să se schimbe și au spus cei din PSD și senatorul Chelaru spunea, domnule, să facă schimbări. Să vedem. Nu s-a făcut nimic în PSD. Deci asta e clar. Rămâne deci același. Ei sunt încă tot bătrânii, agățați, nu știu ce. A venit Chelaru să spună, mă retrag și las pe ăștia, mă retrag, adică de la conducerea PSD-ului și voi fi în sfatul bătrânilor din spate pentru cei tineri. În nu. Această știre și pe urmă o să trecem la următoarea informație, se aduce vorba de două ori despre falimentul cetățeanului sau mai binele cetățeanului. Merci. Foarte drăguț, dar nu cred că era... Mulțumim, tare mult! Așa se lucrează, da? Lucrăm cu cafea ca lumea. Da. Se vorbește despre mai binele cetățeanului, mulțumesc, Ciprian, și falimentul cetățeanului. Se lucrează în interesul cetățeanului în momentul ăsta și după aceea trecem imediat la următoarea informație. E un subiect de care tot s-a vorbit în contextul creșterii devalorizării leului în raport cu francul elvețian. Ar trebui să existe și o lege care să pună într-un cadru legal și problema aceasta a incapacității de plată la un moment dat a fiecăruia dintre noi. E mult de discutat. Nu știu... Despre binele cetățeanului nu avem noi ani. Da, nu, dacă ai vrea să știi dacă această lege ar fi spre binele cetățeanului? Dacă actuala guvernare, dacă actualele decizii, dacă actualul președinte, e de vreme de zis, evident. Da. Nu, actuala guvernare, care e vechea guvernare, dă semne că ar vrea, dar oricum e ancorată încă în meandrele concretului comunist al lor. Zis, literar. Și e mai dificil de spus. Trebuie să se vadă schimbarea de la fiecare organizație de partid, vorbind aici și de PSD, și de PNL, și de toate partidele, deci să fie clar. PNL-ul, dacă se culcă pe urechea Victoriei
a lui Iohannis, nu o să se bucure. Clar, asta deci, este sigur. Sunt de dreapta, sunt liberal, nu știu ce, dar clar, dacă nu fac schimbările care trebuie, nu schimbă mentalitatea, modul de abordare a subiectelor, a problemelor adevărate și așa, nu o să reușească. Pentru că o să prostească, o să câștige un vot, 2, 3, 10, 100 în plus, dar nu o să fie să poată face, dar să rămână în istorie. Trebuie ținut cont de faptul că românii, pentru prima oară în existența post-decembristă, românii au învățat și au reușit cu succes să penalizeze clasa politică. Clar. Prima oară s-a întâmplat anul trecut la alegeri, da. Când românii, într-adevăr, au penalizat clasa politică. Până acum nu s-a întâmplat treaba asta. Bun, să nu se cadă într-o ațipire, într-un recul de asta, să nu intrăm într-un recul după alegeri, deci după atâta energie în campania electorală. Să intrăm într-o stare letargică. Într-o stare letargică, da. Și să-i lăsăm să-și facă de cap. Slavă Domnului, au fost discuții privind faptul că de când a venit Iohannis, DNA-ul nu mai face nimic. Nu mi se pare. Dovada este săptămâna aceasta, destul de... Dar nu e vorba de săptămâna asta. Undeva în lunile din urmă chiar întrebam într-una din edițiile 24 de titluri ce se întâmplă în ritmul ăsta, o să ajungem fără parlamentar, fără guvernanță, pentru că toți intră ușor, ușor acolo. Da, da, a fost o perioadă, într-adevăr, perioada de după numirea lui Iohannis, care a coincis și cu sărbătorile de iarnă, da. Și clar că au fost treburile puțin încetinite, așa, dar uite că ușor, ușor încep să iasă. Și tu aici... Tu ai mare încredere în omul ăsta? Personal. Nu ca jurnalist, nu ca jurist. Am încredere în anumite... În modul lui de lucru. În modul de organizare. De ce? Care sânge germană în el? Sau? Care sânge germană? Nu, ca și idee, domnule, acel pas cu pas... Viața mi-a dovedit că nu reușește altfel. Deci cine a dat tunuri în 90, am fost așa, poate noi ca populație, debusolați de chestia asta. Dom'le, ce fac? Eu muncesc, iau de aici 10 lei, uite, el a dat un tun de nu știu cât. Pe furăciune, pe chestia astea. E greu, se construiește altceva, durează. Și să sperăm că o să meargă în direcția bună. Mergem spre direcția bună, pentru că acum avem și internetul care ne ajută să transmitem informațiile mult mai repede și să nu mai putem fi manipulați de televiziuni gen Antena 3, România TV, B1 sau Realitatea. Nu poate cineva să spună, domnule, n-am știut, nu am fost exact. Corect, pentru că există surse neoficiale, pe lângă cele oficiale, canalele de presă normale, există sursele neoficiale, oricine are telefon mobil și poate... Exact, adică la modul că în Cluj erau niște manifestații pro-Iohannis sau... Da, parcă așa, Antena 3 nu dădea nimic de treaba asta. Bine, și e de discutat, dar mai avem subiecte pe politică, mai este cel puțin un subiect, dacă nu mă înșel. Vrem să-l legăm de ăsta sau trecem la urmă? Hai să vedem dacă putem să-l legăm. Elena Udrea a adus cu mandat la DNA. A adus cu mandat la DNA, da? Ai găsit-o? Da, am găsit-o, da. Bun. Elena Udrea o găsește oricine. DNA-ul a găsit-o și a adus-o. Da. Rămâne să vedem informația, ne întoarcem, pentru că este un subiect important și ăsta pentru noi, da. Și ne întoarcem în câteva secunde. Perfect. În această dimineață am fost invitată în persoană a se citi cu mandat de procuror la DNA pentru a oferi lămuriri, a scris deputatul Elena Udrea pe pagina de socializare astăzi 29 ianuarie. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel, având în vedere că m-am arătat în permanență dispusă să colaborez cu anchetatorii și să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele spețe care se află în analiză, a mai precizat parlamentarul de Roman. Bun, Elena Udrea la DNA. Hai, da, stai! Nu știu, vorbim... În ce dosar, doamna? Nu știu, mai prost sau mai prost? Posibil mai prost, nu știu. Există riscul să fiți reținută, doamna? Trebuie mandat. Vom reveni cu detalii despre acest dosar în care deputatul Elena Udrea a fost audiată la Direcția Națională Anticorupție. Elena Udrea. Elena Udrea a adus cu mandat la DNA, a stat acolo, am înțeles, undeva în jurul a 4 ore. Nu știe nimeni ce a vorbit ea acolo înăuntru. Da. Întrebarea mea este, ca necunoscător, pe mine subiectul m-a depășit, prima oară îl văd acum pe hârtie aici, sper să mă lămurești și pe mine, am înțeles că a fost adusă la DNA ca să răspundă pentru ceva ce a făcut soțul.
Da. E normal să anchetezi pe cineva pentru ce a făcut altă persoană? Cred că ideea asta este aruncată puțin așa la cacealma. Nu, deci, cât cineva îmi spunea aseară, domnule, dar ce, pe soția lui Hrebenciuc a chemat-o? Nu. Nu. Dar soția lui Hrebenciuc cine este? Ce funcție deține? Unde trage sforile? Pentru că, haide să nu fim copilași. Deci, pe madame Udrea, da, așa, nuții, cum spun alții, doamna deputat Elena Udrea, Elena Gabriela Udrea, nu, că așa e numele complet, a făcut niște lucruri bune. Acum, istoria va sta să analizeze cât, pentru că toți senatorii, toți deputații și cei care au dormit un întreg mandat în Parlament, da, vor spune încă dormind de la încă dorm, da, și au dormit două mandate sau trei, da, mandate, tot vor spune, tot vor spune că, domnule, am făcut și eu legea cu tare și am pus umărul așa puțin și am ridicat de astea. Eu zic așa, domnule, dacă și-a folosit influența, pentru că a fost ministru. Vorbind în continuare de Elena Udrea. De Elena Udrea. Deci dacă și-a folosit influența pentru a se putea trage sforile, da, să plătească. Bineînțeles. A venit... ei în familie, deci, nu discutau. Da? Nu știu, deci, hai să presupunem că, într-adevăr, nu discutau chestiuni de servicii. Dar în momentul în care el folosea numele ei, în mod sigur îi spunea, dragă nuții, mai de a o pupa de noapte bună, da? Dragă nuții, o să vorbească cineva cu altcineva pentru un contract. Da. Nu că îi spunea de bani, de astea. E clar, nu, e foarte greu de văzut că... Nu cred că, doamna Elena Udrea nu întreba despre ce e vorba. Da, evident. Pentru că... Bun, hai să zicem că în patul lor conjugal ar fi fost microfoane și știau de treaba asta și nu discutau nici acolo decât... Dormeam în același pat. De unde să știm noi ce facem în casă? Deci, trebuie să fie dovezi, deci clare, de vinovăție, într-un fel sau altul. Întrebarea mea este alta. De ce... Hai să vorbim de Elena Udrea în continuare, da? Elena Udrea nu putea fi adusă la DNA decât ca să răspundă pentru ce a făcut soțul ei? Adică nu are ea propriile tălâncuțe? Nu are propriile ghiulele pentru care ar trebui să răspundă? Gen investiții proaste, acordate... Dar cine a spus că a fost chemată pentru soțul ei? Se vorbește pe... Pentru că au dat cei de la parchet, de la DNA, au dat un comunicat de presă, nu, care să spună... fost chemat. Dar se vorbește pe televiziunile centrale. Aici e problema. Că s-ar putea să fie, domnule, uite, soțul matale și numele a fost aici. Da. În treaba asta ai fost menționată. Da. Pentru că există anumite convorbiri telefonice care au ajuns în presă, da? În care apare și numele ei. Apare numele Elena. Domnule, ce este? De ce a folosit? Clar, ea este absolventă de drept. A lucrat ca avocat. Și cunoaște drept. Și teoretic își cunoaște dreptul, cunoaște legile. Eu însă cu toate ale fiile are cuvintele la ea ca om, da, politic, doar poate ai văzut-o prin roman. Știe să vorbească, să scoată, să iasă din situații mai întortocheate. Acum, cum să spun... Așa, într-un moment de înțelegere față de cei care se mai uită, de exemplu, la televiziunile care încă n-au aflat că nu mai e Băsescu președinte și luptă împotriva regimului Băsescu, m-aș bucura să plătească pentru, dacă a făcut greșeli, să plătească pentru greșelile sale. Și ea și Băsescu și ceilalți. Pentru că în seara dinaintea alegerilor, am închis calculatorul nu înainte de a posta următorul mesaj. Dacă vreți ca Băsescu să fie judecat pentru greșelile sale, așa, votați-l pe Iohannis. Și? Și am închis calculatorul. Pentru că... Impact.
să știi că Dorin Cocoș și alții care sunt și prin alte care este cercetat acum și mulți alții, da, și mulți alții care încă nu au ajuns încă la rând să fie cernuți de sita DNA-ului și ar fi dorit ca să fie Ponta președinte. Pentru că era mesajul clar al lui Voiculescu. Puneți mâna pe justiție. Da. Și să ne aducem aminte de anii nu 90, ci de anii 2000-2004, când era Năstase prim-ministru, da, când se dădea șpagă, când a crescut un truică, de unde până unde, dar stând la ușa jupânului lua zeciuiala adevărată. Jurnalist de anchetă ar fi trebuit să te faci. Nu, nu. Discutăm despre ceea ce se vede. Cu ceea ce liber. Se vede este că din ce în ce mai mulți politicieni ajung să fie anchetați, foarte puțin dintre ei ajung să fie judecați și mai puțin dintre ei ajung să fie condamnați. Nu, nu. Și care în sunt general, hai să ne uităm. Nu sunt condamnați la domiciliu. Sunt cercetați la cu domiciliu forțat sau da, sub control judiciar și așa mai departe. Haideți să ne uităm, notăm. Deci Elena Udrea a fost chemată. Ea deocamdată nu nu-i nicio acuzație pe cap. Uite, Videanu a fost chemat și e și reținut. Da. Nu știu dacă astăzi pleacă sau nu acasă. Reținut. Așa. Hai să urmărim și să vedem, pentru că procesul ăsta de analiză, de cântărire așa de gagica aia legată la ochi, da, așa cu trupul firav care că e reprezentant pentru justiție, nu știu ce. În cazul României durează până face. Deci eu am încredere. Deci sunt cazuri în care judecătorii nu-și fac treaba cum trebuie. În care avocații nu fac treaba cum trebuie. Deci cineva se plângea de sistemul de justiție din România pentru că a fost nedreptățit pe un proces, într-un proces în care era parte și era acuzat de niște fapte destul de grave, zic eu așa, și îmi spunea sistemul de justiție la pământ, nu știu ce. Zic, dar bun, ce faci? Păi la curtea de apel avocata mea nu a venit și a amânat a doua oară și pentru că nu permitea procedura să amâne a doua oară, mi-a fost respinsă cererea de apel. Zic, stai așa, dar nu-i sistemul. Tu ai plătit la cineva o sumă de bani care nu și-a făcut treaba. Deci strânge-o de gât la modul legal. E malpraxis. E ce vrei să spun altceva? Deci ce vină are judecătorul că... Tu ești deci, în domeniu. Ești clar în că avocatul respectiv a jucat pe mâna adversarului? Posibil, da. Posibil. Dar tu ești în domeniu. E un sistem într-adevăr defect în România de justiție? Are defectele lui? Băi, perfect nu este nimic. Dar eu asta vreau să spun. Se cunosc progrese față de 90, față de 2000. E greu de șters anumite greșeli evidente, clare. E greu să judeci din afară, că lumea a sărit, cum se spune pe românește, de cur în sus, când o bătrână a fost condamnată pentru că a încălcat proprietatea. Da. Și s-a dat o iertare prezidențială sau ceva de genul ăsta. I-a dat o iertare prezidențială. Nu știu dacă bătrâna respectivă a priceput într-adevăr fapta ei. Pentru că mergând pe teren în sate, am văzut bătrâni ținând cu dinții de niște chestii care, cum să spun, cu hârtie în mână, se dovedea că nu le aparținea. Cu oamenii din jur spuneau... Da, cu bătrânii, adevărul este foarte greu. Și faza era că, dom'le, s-a dat hotărârea judecătorească, deci te-ai judecat. Ai consumat atâta energie. Da. Și deci era ferm convins că are dreptate. Dom'le, n-ai hârtia. Știu că, de exemplu, bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte,
avea o bucată de pământ, a cumpărat înainte de colectivizare, a fost o țeapă pe care a luat-o el, pentru că n-a luat cu acte, a fost o chestie așa, n-a putut să o recupereze, dar el ținea că e al lui. Din păcate, ce se întâmplase? Nepotul celui care vânduse, nu știu ce rang, dacă era cu rang sau nu știu ce, dar a văzut clar hârtiile de la, nu rezultant pe nicio hârtie, da, de al lui bunicu, că a vândut acea bucată de pământ și el a venit și a recuperat-o și a vândut-o mai departe. Da. Deci bunicule, ai luat țeapă. Deci, din fericire, bucur-te că nu e o bucată mai mare de pământ, că asta nu mai... Da, dar el știa că el a cumpărat-o, că a dat bani pe ea. Și faza care a fost? Cel care a cumpărat de la respectivul i-a spus, băi, Moș Vasile, n-ai documente, n-am cum să fac, eu n-am cum să cumpăr de la tine, da, n-ai cum să dovedești, n-ai marturi, eu nu eram născut, s-a născut ăla la 10 ani după ce a fost tranzacția asta, deci n-avea nici el cum să dovedească cumpărătorul, că domne, ăsta care îmi vinde, de fapt nu e el proprietarul, ci celălalt. Și-ți puțin întortocheate, am avut caz eu în care eram în conflict cu cineva și cu, cum să spun, deci bătrâna tot atâța focul scandalului, da, și fiul ei, venind cu documentele la poartă și discutând cu documentele față în față, ale lui și ale mele, i-am arătat, zic, du-te și dă-mă în judecată, dar uite aici, avem întâmplarea, era un act în oglindă, niște oameni înțelepți în 1947 au făcut la notar documentul și ce avea el, aveam și eu, ne uităm, da. Ce scrie aici? Scrie așa, scrie așa. Deci putem să discutăm. Și fiul a priceput și a tăcut molcom. A zis, băi, nu știu cum să o mai liniștesc pe maică mea. Dar pornită, blocat cale de acces și așa mai departe. O răutate, nu știu, bătrânețea nu aduce înțelepciune pentru toată lumea. Da, nu mereu. Da, așa de asta. E, acum vorbim pe ceea ce înseamnă procesul, justiția din România și relația față de politicieni, așa, eu zic că se merge pe drumul cel bun. Și eu sper se vor trage sfori, se vor încerca să se tragă sfori, dar judecătorul, care are un salar super decent pentru România, dacă este cu picioarele pe pământ și vrea să muncească până la dâși bătrâneți, să-și facă concediu liniștit, să-și crească copiii în condiții peste media celor alți care lucrează în România, așa, nu ar trebui să se uite, cum spun, nici la 100 de mii de euro, nici la 500 de mii de euro. Da, e foarte tentant. E tentant. Am să te rog să trecem direct la legea hoților minori, pentru că este foarte importantă și interesantă în același timp. Da, am discutat săptămâna trecută și... Dar vreau să mergem în continuare, pentru că a fost invitat la 12 PM la Claudia Matei în emisiune, comisarul șef Dracuș Bălău, comandantul Poliției Roman, care a dat mai multe detalii legate de minori și, în fine, offline am vorbit și mai pe larg, ceea ce nu se putea spune în fața camerelor. Și putem spune acum? Noi putem doar să comentăm ceea ce cu siguranță offline, ce ai discutat offline? Nu, ce am discutat cu dânsul offline nu putem, dar am să-ți bat niște apropori pe care cu siguranță ai să le înțelegi. Bun. Rămâne să vedem știrea cu legea hoților minori și ne întoarcem în câteva secunde. Legea hoților de buzunare care sunt minori este strâmbă. O spun autoritățile care au, se pare, mâinile legate în a putea lua vreo măsură împotriva minorilor care comit infracțiuni, dar care nu pot fi pedepsiți în niciun fel. Amenzi se dau părinților, dar aceștia nu le plătesc. Polițiștii au întocmit și dosare penale împotriva părinților, dar și de data aceasta nimeni nu a fost judecat. Sunt cunoscuți de către noi, au mai fost cercetați în diverse dosare penale. Trebuie precizat că vârsta acestora este sub 14 ani. S-au mai
A mai fost una dintre fete, a fost cercetată inclusiv pentru săvârșirea, pentru participarea la săvârșirea unei infracțiuni de tâlhărie. Comandantul poliției Roman, comisarul șef Dragoș Bălău, spune că minorii nu răspund penal pentru că așa prevede legea. Articolul 113 din Codul Penal spune foarte clar că la limitele răspunderii penale, minorul care nu a plinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Punct. Deci fără alte cazuri, excepții sau... Domnul declarație și pleacă acasă? Da. Părinții sunt cei care răspund pentru faptele minorilor, dar sancțiunea lor prin amendă nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nimeni nu plătește banii. Părinții sunt sancționați. Deci avem în anul trecut, în anul 2014, 25 de părinți care au fost sancționați contravențional. Amenzile de la cât la cât sunt? Păi, amenziile pot să fie și până la 100 de milioane, dar degeaba sunt dacă nu le plătesc și, deci, rolul coercitiv al acestei sancțiuni nu este îndeplinit. Poliția Romană a întocmit numai anul trecut 6 dosare penale pe numele părinților ai căror copii comit infracțiuni. Cred că avem un număr de 6 dosare penale care au fost instrumentate părinților unor astfel de minori sub 14 ani și nu numai, care nu și-au îndeplinit, în opinia noastră, obligația de întreținere și prin acțiunile pe care ei le-au desfășurat sau nu le-au desfășurat și erau obligați să le desfășoare, au pus în pericol, din punctul nostru de vedere, au pus în pericol dezvoltarea fizică a copilului, exact, dezvoltarea morală. Tot polițiștii atrag atenția faptului că mai departe procurorii au clasat dosarele și nu le-au dat mai departe în instanță, unde un judecător să poată să ia măsuri măcar împotriva părinților. Aceste dosare penale au fost clasate. După cum știți, activitatea de urmărire penală se desfășoară sub supravegherea unui procuror, în absolut toate dosarele, nu numai între acestea. Și, deși vă spun, noi am făcut eforturi destul de însemnate, pentru că, vă dați seama, este și în interesul nostru, pentru că, după cum spuneați dumneavoastră, lumea percepe că poliția este singura instituție obligată să se ocupe de așa ceva. Reprezentanții poliției Roman spun că numai anul trecut au transmis 46 de informări către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar legea rămâne aceeași. Sunt instituții abilitate de lege, după cum aminteam, legea 272 din 2004, care au obligație expres legală prevăzută în această an de a se ocupa de acești minori care se află în dificultate. Comisarul șef Dragoș Bălău spune că o soluție există. Există acea lege din 2004 care prevede ca acești minori de sub 14 ani ce comit infracțiuni să fie cazați în instituții specializate. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca guvernul să emită o hotărâre prin care să explice modul de acțiune. Și, dacă ne vine să credem sau nu, din 2004 și până acum, niciun guvern nu a reușit să-și facă timp pentru a emite normele și astfel a garanta siguranță cetățenilor acestei țări. Hoți de buzunare sau, în fine, infractoare, că nu spun doar hoți de buzunare, că ăștia intră și mai nou prin garaje, intră în apartamente, copiii știu, minorii știu că legea nu are ce le face. Da. Minorii știu că vrei să-ți tragi cablul ăla cumva? Nu. E okay. Ei știu că legea nu-i chimie, nu au ce le face. Părinților știu și le spun. Bineînțeles. Părinților, da. Că sunt absenți sau prezenți, că interesează sau nu interesează, ne oprim strict la faza cu minorii, pentru că ei sunt conștienți de drepturile pe care le au și de obligațiile pe care le are legea față de ei. Ei acționează la îndemnul și cu susținerea părinților. Da, dar nu poți să generalizezi. Deci, cum să spun? Ce profită, ce se întâmplă? Un grup de 5-6 copilași, dacă unul din ei nu este învățat de acasă să fure și asta, dar pentru că părinții lucrează dimineață până seara, n-au timp să-i vadă anturajul. Da. Și atunci copilul va primi foarte multe informații de unde? De la anturajul său. Și atunci, într-adevăr, părinții lui nu putem să-i acuzăm pe părinții lui că l-au trimis la furat. Da. Dar putem să-i acuzăm că, domnule, trebuia să faci ceva să-l supraveghezi mai mult.
Nu știu, supraveghezi un copil în momentul în care ambii părinți încearcă să câștige o pâine. Da. Mă, lucrează, hai să zicem că sunt exploatați amândoi părinți și lucrează 12 ore pe zi. Totuși, trebuie să-și găsească timp, 10 minute, un sfert de oră, să stea de vorbă cu copilul, să obțină un raport al activității sale zilnice. Hai că facem altfel. Dar e altă treabă. Ne învârtim și ne ferim de elefantul care e aici vizibil. Nu vorbim de copii la modul general, de infractori minori. Vorbim de infractori care au un trecut glorios de infractor în spate și fac parte dintr-o anumită etnie. Sunt romi. Da, da. Da. Încercăm să ne ferim toată lumea, băi frate, nu vrem să intrăm să părim rasiști, dar realitatea este alta, realitatea este că ei sunt în gene, au povestea asta. Din mediul în care trăiesc și așa învață. Sunt crescuți în mediul acesta. Da. Ceea ce vreau să spun eu, pericolul cel mare, poliția i-a prins, îi cheamă pe părinți și le dă o amendă. Și cum spunea comisarul Dragoș Bălău, nu este plătită. Amenda respectivă nu se poate transforma în închisoare? Eu revin la problema de... Cui? Închisoare pentru cine? Pentru părinte, pentru că amenda se dă părintelui. Amenda se dă părintelui, deci, dacă te duci la judecătorie, ieri am fost sau alaltă ieri, erau niște procese acolo, transformarea amenzii în închisoare. Da, se poate face. Sau în muncă folosul comunității ar trebui. Și asta ar fi o soluție, dar depinde aici unde e dată amenda și cum. Dom'le, haide, ce se poate face? N-a plătit amenda? Bun. Cine trebuie să ceară transformarea ei în închisoare? Cine trebuie să ceară? Cine face treaba asta? Păi cine? Da, dar asta înseamnă intentarea unui proces. Da, și? Trebuie să cheltui pe un proces deschiderea unui... Unde se... Stai așa o clipă, că asta o face o instituție a statului care are pe cineva care își ia oricum banii și ar trebui să facă treaba asta. Da, dar procesele se întind. Nu vine judecător. Nu contează. Domnule, nu contează. 6 luni, un an, 2 ani, cât durează procesul, așa este procedura, asta e deocamdată, nu s-a putut face ceva pentru fluidizare, pentru o rapidă acțiune în instanță pe cazurile astea, dar pe chestia asta nu cred că ar trebui să dureze foarte mult. Bun, e clar că noi vorbim la modul ideal aici, da? Ideal, la fel de bine ar fi, uite cum spune comisarul șef Dragoș Bălău, pe baza legii din 2004, care se prevede că acești minori care comit infracțiuni să poată fi cazați în instituții specializate. Dar nu există norme de aplicare a acestei legi. Legea este proastă. Nu, legea... Incompletă. Incompletă. Bun. Din punct de vedere al cetățeanului, o lege incompletă este o lege proastă. Da. Știi ce se poate întâmpla? Care e marele pericol? Deci, pe lângă faptul că acești copii vor crește ca infractori, se vor specializa. Se vor specializa, pentru că, clar, ei după 14... Nu mă refer la instituție. Nu vorbesc de etapa de a ajunge în instituție. Eu vorbesc etapa asta în care se spune că n-are ce să le facă, că părinții nu-și plătesc amenzile. Pentru că aici e o instituție a statului. Nu știu care, cei care sunt în cauză, în mod sigur, trebuie să știe. Și poate o să mă informeze și pe mine. În fine, să mă informez, să-mi spună ca să cunosc cine trebuie să facă cererea de transformare a amenzii în închisoare. Da. Nu? Pentru că, până la urmă, statul ar fi beneficiarul acelei amenzi și statul, prin funcționarii săi, din anumite instituții, ar trebui să ceară, domnule, stai așa o clipă, banii ăia trebuiau să vină la noi. Corect. N-au venit. Tu rămâi nepedepsit, așa te doare la bască. Sunt mai multe aspecte. Dar aici, ce se poate întâmpla? Partea cea mai gravă care s-a întâlnit în Statele Unite și prin alte țări, când lumea va încerca să-și facă dreptate singură. Pentru că atunci apare fenomenul acesta. Eu am zis și am văzut discuții mai voalate, mai directe, mai nu știu cum, la modul acesta. Și vor fi momentele alea. Ferească Dumnezeu să fie călcat cineva care deja are e sub presiunea și acestor infractori. I-a ajuns așa, pentru că din 4 infractori s-ar putea numai unul să scape cu viață ca să poată ajunge târâș acasă să comunice
Ce s-a întâmplat? Ceilalți trei. Ceilalți trei vor plăti poate chiar cu viața. Da. Așa? Populația, dar, la un moment dat, ajunge. Exact. Deci se poate întâmpla, ferească Dumnezeu treaba aceasta. Deci polițiștii, în mod sigur, știu aspectul ăsta. Pentru că eu garantez că dacă se întâmplă treaba asta, cel care rămâne în viață și trimis, rămâne în viață, rămâne pe picioare, o să se bată, el e trimis acasă, nu ca să spună că ceilalți, doar să spună că ceilalți trei au fost prinși și au căzut la datorie. Nu, ca să vină cu părinții, pentru că părinții vor veni. Din păcate, părinții vor veni cu poliția. Da, și dacă vor face greșeala să vină singuri, ei se vor veni poate ajunge la altceva, exact. Așa este, se poate ajunge la altceva. În Roman au fost conflicte de astea care au fost aplanate de poliție și jandarmi. În urmă cu câțiva ani, când au intrat oamenii, le-au dat foc aproape la un sat întreg. A fost un conflict interetnic acolo foarte puternic. Exact, exact. Ei, asta se poate întâmpla așa. Au fost situații la Roman, din păcate au fost ascunse presei. Deci, am aflat întâmplător și fragmente din acțiunile respective și Romanul apare, domnule, e un oraș în care nu se întâmplă nimic. Se întâmplă la Brăila, se întâmplă în altă parte. Nu, la noi totul este armonie, ceea ce nu e adevărat. Ceea ce nu este și adevărat. Aici este o bombă cu efect întârziat și... Mi-am întins foarte mult cu subiectele astăzi, Dan. Da, cât timp mai avem? Undeva la 5 minute, cred, o să trecem peste ăsta. Nu, hai, să știi că e important și ăsta. De asta mă uitam, că ce vrea Chelaru... Senatorul Chelaru are o piatră de moare. Eu nu cred că mai poate avansa din momentul ăsta... Deci putem să trecem peste subiect. Da, și da. Să-l lăsăm pentru săptămâna viitoare, că e la fel de bine temporar. Da, da. Și rămâneți... nu tremur la cutremur. Asta e important de vorbit. E de discutat. E un aspect important, un aspect care trebuie analizat foarte, foarte bine și... Noi știm și urmează să le spunem și celor care ne urmăresc că luni 26 a avut loc o manifestare, o conferință de presă. Lansarea oficială a campaniei naționale de informare și pregătirea populației Nu tremur la cutremur. Pe care urmează să o urmărim și pe urmă să o și comentăm. Luni 26 ianuarie, la sediul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a avut loc conferința de presă pentru lansarea oficială a campaniei naționale de informare și pregătirea populației Nu tremur la cutremur. În cadrul conferinței au fost prezentate materialele campaniei realizate de specialiștii IGSU în colaborare cu experți în domeniu și parteneri din societatea civilă în vederea informării, conștientizării și pregătirii populației pentru a se reacționa corect în situația producerii unui cutremur de magnitudine ridicată. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, a prezentat detalii despre desfășurarea campaniei, utilitatea acesteia, precum și alte aspecte relevante despre pregătirea pentru seismă, precizând faptul că este normal ca populația să fie informată și instruită. Sunt mai multe modalități care sunt aplicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de celelalte structuri implicate. Una dintre ele este pregătirea la fața locului, exerciții în școli desfășurate de Inspectoratele pentru Situații de Urgență cu copii, informarea publică prin pliante și alte materiale. Astfel, în perioada următoare, acțiunile Inspectoratelor pentru Situații de Urgență vor urmări să atragă atenția în special asupra modului de comportare al cetățenilor din situația producerii unui seism. La nivelul județului nostru, săptămâna aceasta vor fi organizate exerciții de evacuare în caz de cutremur la unitățile de învățământ din comunele Negrești, Dobreni, Bodești și Ghindăoani. În caz de cutremur, un lucru foarte important, îl spun destul de des și trebuie să-l știm toți, este acela. Nu intrăm în panică. Asta este cel mai important. Cel mai important. Stăm liniștiți, nu intrăm în panică. Dacă începe acum să se miște pământul, nu se știe dacă o să reușim să nu intrăm în panică. E ușor să spui nu intrăm în panică, dar nici să-ți propui să intri în panică. Nu. Ceea ce trebuie să conștientizăm, câteva reguli stricte, clare, care ne pot salva viața. Deci aici e toată ideea. Dom'le, suntem în apartament. Nu am plecat pe casa scării. Casa scării nu face parte din structura de rezistență a unei clădiri, din câte știu eu. Greșesc? Nu greșești, dar dau exemplu, numai puțin, după aia vine întrebarea, dau exemplu actorului Toma Caragiu, Dumnezeu să-l ierte. A ieșit din casă
s-a dărâmat casa scării sau ieșirea din scară, nu știu ce, a murit, iar din păcate, iar în casă paharul de vin era pe masă intact, nu s-a răsturnat. Deci, un gest greșit. Să reținem acest aspect. Deci, casa întrebarea. Scării nu este o idee bună. Da. Totuși, pe partea cealaltă, gândește-te, în momentul în care se produce un cutremur cu magnitudine mare și casa scării, scările se prăbușesc, rămâi practic izolat la un etaj superior care se poate prăbuși și el. Da, există riscul acesta. Pentru că va veni întrebarea asta. Bun, și atunci ce să fac? Să nu scap? Nu. Să nu încerc să scap? Nu, dar nu scapi așa. Așa te duci spre moarte. Probabilitatea este mai mare să o pățești pe casa scării decât în apartament. Absolut. Asta ar fi răspunsul corect. Pentru că în apartament, noi ce fac? Următorul pas este acela. A început mișcarea seismică. Dacă putem, ideal ar fi să deschidem ușa de la intrare, să o lăsăm întredeschisă pentru a preveni blocarea ei, da, datorită mișcării clădirii. 2. Locul unde ne adăpostim. Nu ne ducem spre geam, se pot sparge geamurile, cioburile ne pot afecta. Eu asta am făcut acasă cu ai mei. Cât erai în 77? 7. Deci l-ai prins, ai... L-am prins, dar nu l-am prins în Roma, l-am prins la munte, l-am simțit. S-a simțit. Ultimul mare... Mare cutremur. Da, și cel din 86 și cel din 90 și da, așa. Au fost mai... Da, da, au fost niște exerciții bune. E clar și sunt din ce în ce mai dese. Asta nu da. E noutate, iar se vede. Da. Zice, au fost maluna trecută. E de bine, e de rău, nu pot să spun dacă e bine că sunt mai dese și mai mici. Seismologii spun că e bine că se îndrează cumva presiunea. Nu știu. Între 40 când a fost cutremur mare și 77 când a fost următorul cutremur mare, nu știu dacă au fost cutremure de mici. Dacă n-au fost, înseamnă că e bine că sunt astea acum. Se apropie de final, nu? Da, ne apropiem de final. Nu intrăm în panică la cutremur și trebuie să știm, să ne uităm pe net teoria triunghiului vieții. Este o teorie care se aseamănă cu teoria lansată și de cei de la situații de urgență din România. Nu ia în mod oficial așa, dar se poate face o medie între sfaturile celor la situații de urgență de la noi și acea teorie a triunghiului vieții și ne putem oferi o șansă în plus de a scăpa cu viață în caz de, Doamne ferește, se cutremură pământul tare. Întrebare de final și te rog să fii scurt. Încerc. Exerciții în școli. De cele mai multe ori, de fiecare dată ne ia pe nepregătite. Un cutremur nu-l putem programa, nu știm când se întâmplă, clar ne ia pe nepregătite. Avem copii, tu, în mod special eu nu, de care să știu, care pot fi în școli. Se mai fac în momentul acesta în școli exerciții? Când eram eu la școală, da, se mai făceau din când în când. S-au făcut exerciții. Nu știu dacă și... da, dar și pentru cutremur și au fost exerciții pentru cutremur, atâta ceea ce spun copiilor mei și spun și celorlalți, atunci când începe cutremurul și sfatul este să se bage sub bancă, culcat sub bancă ghemuit, deci nu ghemuit așa, în picioare, ci culcat ghemuit. Prefer să sub coastele decât și la spinări. Da, nu mai pot intra în amănunte, are o logică. Și în sfatul celor de la ISU am găsit treaba aceasta culcat pe lateral. În fine, ei spun cu fața în jos. Eu aș spune pe lateral, cu mâinile îți protejezi ceafa și cu coatele fața și ghemuit poziția fetală pentru a ocupa un spațiu cât mai mic. Eu m-am gândit la impact, sincer, decât să stau cu... Bine, e adevărat că spinarea poate ține o presiune destul de serioasă, dar... Da. Nici o acoperiș nu va veni așa. În cazul unui oricum, păruși. Cum să spun, acum se rup, apar bucăți de moloz, dar ne oferim o șansă în plus de a putea supraviețui în caz de pericol. Oricum, eu rămân la opinia mea că cei mai în vârstă vor face cum vor crede ei, că așa au făcut tăticii și bunicii lor și oricum nu o să ia foarte mult în seamă sfaturile care vin în urma unor studii de specialitate apărute acum de curând. Domnule, hai să nu fim mai deștepți decât specialiștii, nici să nu să zicem, domnule, am crezut orbește, dar făcând o analiză acum, nu se cutremură pământul, facem o analiză la rece la sfaturile date și vedem cât ar putea să fie de greșite, da, unde ar putea să fie greșite. Eu zic că, în mare parte, respectând regulile stabilite de ei, avem o șansă în plus.
Eu am spus, domnule, ei au spus, stai ghemuit cu spatele, da, în sus, da? Da. Cu fața în jos. Eu am spus pe lateral. S-ar putea să fie greșit ceea ce spun eu, dar, deci, diferența este mică. Am un singur între... spart, ca să încheiem totuși într-o notă mai, că am ajuns macabre, da, aproape, să încheiem într-o notă mai veselă. Eu am un singur spart și vă garantez eu că este cel mai bun și după asta și închei emisiunea. Și să-mi spuneți mie altfel, dacă nu am dreptate, atunci când se produce un cutremur, încercați să fiți în altă parte. Afară, la iarbă verde. Oriunde în altă parte unde nu se produce un cutremur. La iarbă verde, la un grătar verde. Și cu aceasta punem punct ediție de astăzi a retrospectivei săptămâne. Dar la revedere. Mulțumesc pentru prezență. Cu plăcere. Rămâne să ne vedem vinerea viitoare. Până atunci, absolut, toate bune, weekend plăcut. Mersi la fel.